Potrivit Direcției de Sănătate Publică, rata de incidență a cancerului de sân depășește cu mult rata celorlalte tipuri de cancer în toate țările, indiferent de nivelul de dezvoltare a acestora. Desfășurată pentru prima dată în România, sub sloganul "Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva viața", campania din acest an are tema "Screeningul esențial în depistarea precoce a cancerului de sân". În 2018 a demarat în România proiectul implementării programului pilot pentru depistarea precoce a cancerului de sân, ce se va derula pe o perioadă de 5 ani. Conform Ministerului Sănătății, programul pilot va furniza ghiduri și protocoale de testare, diagnostic și tratament al cancerului de sân, va pregăti personal medical și va dezvolta infrastructura, astfel încât să poată fi extinsă testarea la nivel național. Lipsa screeningului pentru cancerul de sân în rândul populației feminine a generat o situație mai mult decât îngrijorătoare în România. Procentul redus al persoanelor care au efectuat examenul mamar, 6%, ne situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. De aceea implicarea promotorilor sănătății în stimularea schimbării comportamentale a populației prin adoptarea unui stil de viață sănătos reprezintă o modalitate accesibilă de prevenție în apariția cancerului de sân, fiind la îndemâna tuturor.